Bună ziua, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre un subiect de care toți suntem afectați la un moment dat. Cum să ne dăm, dăm seama că cei din jurul nostru ne consumă energia? În termeni științifici, Energia este acea capacitate de a face anumite munci, anumite activități. Alții o definesc ca fiind o vitalitate de care au nevoie pentru activitatea fizică și mentală susținută. Însă mai există o formă de energie, cunoscută sub numele de energie spirituală. Energia spirituală se practică oriunde. Probabil că ai observat și tu că energia este prezentă practic oriunde. Că se schimbă, ai observat cum această energie se schimbă de fiecare dată dintr-o cameră în alta când anumită, o anumită persoană intră într-o încăpere. Fiecare dintre noi aduce o anumită energie persoanelor dragi pe care le iubim, colegilor, chiar și străinilor cu care noi luăm contactul. Așa că este bine să învățăm, să recunoaștem acei oameni care și-au energia, furându-o de la ceilalți. Aceștia sunt precum niște vampiri energetici care storc toată energia pozitivă celor din jur. Există vampiri energetici, adică persoane care nu reușesc să prospere dacă nu fură energia de la alții. Acest lucru Este, este adesea neintenționat, deoarece este posibil ca și vampirii energetici să suferă din cauza unor experiențe difuncționale care îi sacă de energie și îi lasă fără putere de cele mai multe ori. Iată mai jos, am să vă spun mai jos, câteva uh, situații în care poți fi sigur tu că cineva te lasă fără putere de mai multe ori. Când te simți epuizat și stors de puteri, de fiecare dată când ești în preajma anumitor persoane sau când vorbești cu acea persoană la telefon, îți dai seama că e stors de energie. Când te simți uh, obosit uh, și estenuat, uh, indiferent de cât de sănătos mănânci și uh, cât de mult faci tu exerciții fizice, da? Celebra propoziție. Dacă mă iubești, ai face. Deja devine o rutină și o persoană din prajma ta îți spune de acest lucru, nu? Ei bine, atunci te seacă de energie mai ales când îți spune fraza de fiecare dată când lucrurile nu au succes, când nu se uh, dezvoltă într-un mod satisfăcător. Narcisiștii, dragii mei, sunt vampire energetici care nu te apreciază, care te sperie și care te abuzează emoțional. Ca să stai departe uh, de acești oameni, ai nevoie de mai mult curaj, de mai multă energie. Când participi, fără să vrei, la situații dramatice sau ei parte la dramele unora. O altă modalitate de a te seca de energie, când ai relații intime, relații sexuale, fără să fii fericit sau fără să fii îndrăgostit de acea persoană. Când nu poți să ieși dintr-o relație toxică sau dintr-o relație abuzivă. Un alt exemplu, când simți că familia ta este dezamăgită de tine, de asemenea, când simți că îți pare rău în legătură cu acest lucru, când te conformezi unui grup social și când te amesteci, în mulțime, doar ca să simți că aparția acelui grup, acelei, acelei mulțimi, din păcate, sunt și oameni care te seacă de energia ta. Un alt exemplu este atunci când ești tratat ca o persoană la care la tine apelează toată lumea, Uh, toată lumea are nevoie de tine, ca o persoană care spune întotdeauna da. Când faci ceea ce alții îți spun ce să faci, chiar dacă tu nu vrei să faci acest lucru, te simți furios uh, uh, când oamenii încearcă să te manipuleze, dar tu nu poți face absolut nimic în privința asta. Vampirii energetici devin în general persoanele care își ignoră sau neglijează proprii, propriile nevoi. Persoanele care sacrifică timpul pentru a-i ajuta pe alții, persoanele care sunt atașate de lucruri, relații toxice, persoanele care au fost neglijate din copilărie, precum și cele care au trecut prin evenimente de viață traumatice, mă rog, despărțiri de ce cuiva drag pentru a combate vampirismul energetic, energetic, poți face câteva lucruri. Stabilește atunci limite clare și nu permite încălcarea acestora atunci când este vorba de timpul și intimitatea ta distanțează-te de acele persoane care simți tu că îți mănâncă energia. Arată empatic persoanei pe care o suspectezi că ești vampir energetic. Aceasta nu va mai face acest lucru cu rea intenție. Așadar, dragii mei, mențineți-vă gândirea Pozitivă. Acestea au fost câteva, câteva uh, metode prin care să ne ferim de vampirii uh, energetici. Dar, pentru a ne feri de acești vampiri energetici, este nevoie să ne curățăm familia energetic, atât familia noastră, cât și pe noi. Chiar dacă sunt momente în care refuzi să crezi asta, familia ta este formată din acele persoane care ți-au uh, stat alături la bine și la greu, și bineînțeles că nu sunt nici ei perfecti. Așa cum tu ai greșit, la fel au greșit și ei. Resentimentele pe care le-ai insuflat te afectează, în primul rând, pe tine, apoi relația dintre tine și ei. Și nu este uh, mai bine să rezolvi orice problemă decât să stai îmbufnat ani întregi, timp în care vei pierde foarte, foarte multe evenimente frumoase din viața ta. Când ierți, treci peste orgoliu tău și te eliberezi atunci. Sufletul tău, inima ta vor fi mai în păcate, odată ce faci acest lucru, pentru că ele știu că n-ai nevoie de pietră de moară care să te țină pe tine deloc sau să te tragă înapoi. Când îți deschizi inima pentru a ierta, de fapt, permiți și celorlalți să te ierte pe tine. Dragii mei, nu se știe când vei face din nou un rău cuiva, chiar fără să vrei tu, însă așa cum tu ierți, la fel te vor ierta și ei. Nu contează ce s-a întâmplat între tine și ei, uh, membrii familiei tale te cunosc cel mai bine și mă rău te-au ajutat. Difer, sunt diferențe de opinii, uh, poți să fie peste tot, da? important este să conștientizez că este vorba doar de atât și să nu las să se ajungă mai mult decât atât. Prietenii, cunoștințele pot să -ți fie alături astăzi, mâine, însă nu se știe pentru cât mult timp. Chiar și fără să vrea, membrii familiei tale nu se pot dezice de tine. Ei nu se pot dezice niciodată. La un moment dat, iertarea tot o să intervină, dar trebuie doar tu să te asiguri că nu este prea târziu. Ia în calcul că dacă ești certat cu părinții tăi, asta vor vedea și copiii tăi. Și asta vor face și ei la rândul lor. Fără să vrea, ei vor fi influențați de ce se întâmplă între tine și bunicilor. Și nu este cinstit să-i pui în această situație de alege. Nu uita că bunicii sunt considerați ca părinți cărora li s-a dat o a doua o a doua șansă. De fiecare dată, când iei o decizie în legătură cu un membru al familiei, automat îi oblici și pe ceilalți să schimbe atitudinea. Și atunci, înainte de a face acest gest care să-i afecteze negativ, mai bine, gândește-te de două ori, înainte. Dragii mei, vrei sau nu vrei, tu aparții familiei tale. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vreau să vă spun că mă găsiți pe acest canal de YouTube cu numele Gabriela Ilinca, pe blogul meu de spiritual Gabriela, Gabriela Ilinca Reiki, m-am un blog Reiki Usui, ok, un alt blog mesaje cu mesaje primite de dincolo, sau mă puteți contacta pentru terapii, inițieri sau cursuri la e-mailul meu gabi.gabriela58aronyahoo.com Închei, ca întotdeauna, mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă iubesc, dragii mei!